Bună ziua! Președintele Pro-România, domnul Victor Ponta, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Ponta! Vă mulțumesc că ați venit în studioul nostru. Bună ziua! Mulțumesc că ne invitați. Nu mai sunt mulți cei care au voie să invite pe toată lumea. Cât rezistați independenți, vă felicit! S-a amânat ieri decizia în privința lui Tudorel Toader din lipsă de vorum. Practic, socialdemocrații nu au participat la vot. Cum comentați dumneavoastră această mișcare care are loc chiar în PSD? E o negociere acolo, care însă nu trebuie purtată cu instituțiile statului. M-a întrebat cineva, dom'le, dar de fapt ce îi reproșați lui Dragnea? Dincolo de chestii personale și am spus, reproșez un lucru important, esențial. Faptul că de fiecare dată pentru problemele lui personale folosește instituții ale statului. Toți avem probleme personale, prieteni, dușmani, răzbunări sau... Dar nu folosește instituțiile statului. El folosește guvernul pentru chestiuni personale. Azi, așa cu Toader Tudorel, a folosit Parlamentul. Știu că există o discuție mai veche în care vrea să dea diverse ordonanțe cu mâna lui Tudorel Toader. Tudorel Toader e un tip foarte, foarte șmecher, ca să folosesc așa, șiret, că e mai corect. Și care l-a tot amânat. Faptul că ei doi au o dispută, nu trebuie să-și o rezolve cu instituția, adică cu Parlamentul României. O să spui, doamne, uite, eu puteai foarte bine să-l schimb pe Tudorel Toader sau din potrivă. Cred că se negociază în aceste zile ce va face Tudorel Toader, ce va semna. Liviu Dragnea întotdeauna vrea să facă totul cu mâna altuia. Asta e marea lui boală. Nu își asumă niciodată nimic, vrea ca altcineva. Acum a dat de Toader Tudorel, care la fel nu vrea să-și asume. Însă lucrurile arată așa. În martie domnul Dragnea are audiere la Înalta Curte, în apel. În aprilie probabil că vor fi pledoariile avocaților și rămâne în pronunțare cazului. Deci trebuie să se miște repede. Și dacă până acum l-a lăsat pe Toader Tudorel a tot negocia cu el, acum probabil că unul dintre ei va ceda. Nu știu care. Da, concret, de ce credeți că nu-l mai susțin socialdemocrații? Pe cine? Se vorbea pe Tudorel Toader. Și se vorbea inclusiv de o ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere. Ar fi mult așteptată. Nu cred că se pune problema și nu s-a trecut de faza. Asta s-a dorit anul trecut, i-a dus cu vorba Toader Tudorel și a uitat. Ceea ce cred că își doresc acum, își doresc o ordonanță care practic să constate ca fiind prescrise faptele domnului Dragnea, probabil și ale domnului Vulcov, nu știu exact detalii din dosar, și care să-i anuleze și prima condamnare. Se pot face aceste lucruri, dar vedeți aici, problema e cu mâna cui. Toader Tudorel zice, faceți-o voi, cu mâna voastră în Parlament sau cu mâna... prim-ministrului, Liviu Dragnea zice, nu, vreau să fac cu mâna lui Toader Tudorel. Ideea următoarea. Această bătălie între ei nu are nicio legătură cu faptul că, din punct de vedere economic, lucrurile arată foarte rău. Nu te ajută cu nimic la faimoasa ordonanță 114. Eu cred că de la ordonanța 114 o să ni se tragă foarte multe suferințe de acum încolo. Credite mai mari, prețuri mai mari la energie, investiții mai puține în telecomunicații. Și noi stăm tot timpul prinși, e normal până la urmă presa să urmărească, că e partea cea mai suculentă. Dar nu vorbim despre lucruri foarte serioase. Uite, ne trec cele 6 luni de președinție a Consiliului Uniunii Europene și nu rămânem cu nimic noi în România după astea 6 luni. E de 2 ani și 2 luni stăm blocați în bătălia pentru libertatea lui Dragnea. E prea mult. Va fi Tudorel Toader remaniat sau își va da demisia? Nu știu. Probabil că dacă nu dă acele ordonanțe care să-l ajute pe domnul Dragnea, va pleca într-o formă sau alta. Cine ar putea să vină? Eu am auzit de Florin Iordache. Da. Cineva suficient de inconștient, ca să zic, trebuie să vină o mână care să semneze. Până la urmă, uitați-vă, s-a întâmplat la Ministerul Apărării acest lucru, nu? A fost schimbat Leș când era ministru. Nu era bun atunci. Atunci nu era bun, după care un FIFOR s-a speriat, n-a vrut să semneze chestia cu corvetele, a venit Leș și a semnat că nu se mai ține licitația. Poate fi și Iordache, care a fost dat odată afară, poate se întoarcă condiția să semneze guvernarea asta, statul ăsta paralel, în care deciziile se iau la scroviștea de domnul Dragnea, domnul Vâlcov și domnul Arsene. Și după aceea niște fraieri semnează,
ne duc la crize. Cum a fost, mă întorc din nou, cum a fost 114? Păi, Teodorovici, ministru, semnează o scrisoare către Standard & Poor's care zice că o schimbă, Dragnea zice că nu se schimbă. Evident că asta ne afectează și mă uitam că, uite, România în 2019 se împrumută mai scump decât Grecia. Suntem țara din Uniunea Europeană care plătește dobânzi cele mai mari. Asta știți unde vine, în buzunarul nostru, că nu o să dea Dragnea cu Vâlcov și cu Arsene banii înapoi, o să-i dăm noi toți. Acum că ați amintit dumneavoastră de ordonanța 114, cum va schimba practic situația complexului energetic Oltenia? Acolo știm că... Acolo tragedie e și mai mare. A fost domnul Dragnea la Gorj. M-am fost și eu întrebat, evident, cum comentez, și am spus, sunt foarte dezamăgit de faptul că nu s-a referit la problemele cele mai importante ale județului. Nu știu, a ales acolo pe cineva, n-a ales treaba lui. Dar complexul energetic Oltenia, anul trecut a făcut pierderi de 900 de milioane de lei. 200 de milioane de euro. Are de cumpărat certificate de CO2 până pe 30 aprilie, deci mai are 45 de zile, 50 de zile să le cumpere, altfel se ridică autorizația de mediu. Și în plus i-a venit pe cap și povestea cu 2% din cifra de afaceri prin ordonanța 114. Ce a însemnat asta? Înseamnă că distrugem energia pe cărbune, importăm mai mult din Ungaria și Cehia de la CEZ, la fel cum se întâmplă cu gazul. S-au plafonat prețul la gaz, imediat au sărit importurile de la Gazprom. Și atunci eu întreb, domnule, toate măsurile astea date de guvern, pentru cine sunt? Că dacă mă uit la Antena 3 unde le povestește Vâlcov, ci că sunt pentru români. Eu văd că de fiecare dată ba câștigă Gazprom, ba câștigă CEZ, și noi oricum plătim mult mai scump. De fapt, asta e. Eu tot timpul spun, corupția așa este. Face foarte mult rău. Corupția ucide. Dar și prostia e și mai rău decât atât. Și aici avem o combinație din amândouă și de asta prețul e foarte mare. Puțin timp ne mai desparte până la alegerile europarlamentare, da? Ce vor avea loc pe 26 mai. Cum se pregătește practic pro-România pentru acest moment? Ne e foarte greu, pentru că suntem un partid la început, e practic primul nostru examen. Așa cum s-a făcut acum sistemul, cu bani foarte mulți de la buget pentru partidele parlamentare, cu o mulțime de condiții, e mai greu. Dar în același timp ne-am găsit un purtător de steag al bătăliei în persoana Corinei Crețu. N-are nimeni ce să spună că nu e experimentată, că nu se pricepe la chestiuni europene. Avem organizarea și aici faptul că Marian Neacșu, cel care a organizat ultimele alegeri ale PSD, este șeful nostru de campanie, ne ajută foarte mult. Eu merg peste tot în țară, mă întâlnesc cu oameni, am fost pe stradă. Reacționează oamenii? Încă vă mai... Mai bine decât atunci când eram la PSD? Sau... Nu, am început să afle, dar oricum asta e cea mai importantă parte a campaniei, să afle lumea că Ponta, Corina Crețu, Tudose... Aici mă ajută foarte mult și venirea lui Mihai Tudose, care are un limbaj mai direct, mai brutal, așa decât mine, dar care e pe înțelesul, în special al votanților PSD. Deci avem candidați, avem echipă, avem o organizare. Nu e ușor, dar sunt optimist. Până la urmă, sigur, am văzut sondaje, unele foarte optimiste, altele mai puțin. Pentru un partid nou să treacă de 5%, că o să luăm 8, că o să luăm 10, că o să luăm 12, e un rezultat extrem de important. Iar cei 2, 3, 4 maxim pe care îi vom trimite în Parlamentul European vor fi niște oameni care chiar au deja experiență și au un cuvânt de spus la nivel european. Asta e important. Ce scor vă propuneți la europarlamentare? Să nu mă audă colegii mei, dar cred că putem face 10%. Ne-am propus 5% inițial, am zis, domne, candidăm să... În acest moment însă, prin munca noastră, prin întărirea echipei și prin greșelile pe care le face domnul Dragnea, domnul Codrin Ștefănescu, ceilalți, putem să obținem mult mai mult decât ne-am propus. Pentru că sunt foarte mulți oameni, și oameni în vârstă, și oameni mai tineri, care spun, am votat cu PSD, dar nu putem vota cu Dragnea. Într-un fel, s-ar putea ca efectul să fie cel care ne-a uimit, pe mine m-a uimit, sincer, la referendumul acela de anul trecut pentru familia tradițională, când foarte mulți oameni, oameni de la țară, oameni credincioși, oameni familiști, au spus nu mă duc la referendum pentru că
Nu mă duc să votez pentru Dragnea, da. Ori acum se va întâmpla la fel. Cine va deschide lista? Pe primul loc pe listă o să fiu eu, pentru că avem încă această bătălie de a asocia numele Victor Ponta cu Pro-România. Eu o să rămân în Parlamentul de la București, am anunțat acest lucru, sunt deputat și duc mandatul la bun sfârșit și voi candida și în 2020 tot în Parlamentul României. Practic, Corina Crețu, deși va fi pe locul 2, este primul europarlamentar al Pro-România și, dacă v-ați uitat, așa cum am început campania de semnături, de acest tandem Corina Crețu-Victor Ponta, cred că e un tandem bun pentru alegerile pentru Parlamentul European. Și pe următorul loc, pe locul 3? Când decidem, vă anunțăm, că sunt destui amatori. Știu că aveți în partid un europarlamentar, în Laurențiu, persoana domnului Rebega. Se va regăsi pe listă domnul Rebega? Cu siguranță se va regăsi și Laurențiu și-a făcut treaba foarte bine la Parlamentul European. Și Daciana este tot la noi, ea nu mai candidează, nu pentru că i-am zis eu, așa decizia. Deci ne-au ajutat foarte mult și datorită lor avem reprezentant în birou electoral central, avem reprezentanți în secții de vot și Laurențiu ar fi un lucru foarte bun să-și continue activitatea. Cât despre alegerile prezidențiale, un alt test al acestui an, Pro-România va avea o candidată la prezidențiale? O candidată, un candidat sau vom sprijini pe cineva? Văzut că se tot vehicula pornind de la o declarație de-a dumneavoastră. Nu. Am vrut să creez așa un pic de emoție, da? Da, emoție. Ideea următoarea. Noi avem un obiectiv strategic, nu neapărat de persoană. Nu vreau să jucăm în acest scenariu în care intră în turul 2 domnul Iohannis cu domnul Dragnea, câștigă bineînțeles domnul Iohannis și domnul Dragnea rămâne cu guvernul și toată lumea mulțumită. Eu cred că domnul Iohannis are nevoie în turul 2 de un candidat puternic, nu un candidat, un blatist ca Dragnea. Că Dragnea e mai blatist, el vrea să-și aranjeze lucruri totdeauna. Pentru că asta îl va face și pe domnul Iohannis, mult mai activ decât e acum. Și, sincer, eu aș vota cu acel contracandidat, dar nu cu Dragnea. Și eu, ca în situația mea, sunt foarte mulți oameni. Cu Tăriceanu? Eu cred, știți, am avut totdeauna o relație bună cu domnul Tăriceanu și cred că avem în continuare. În același timp, însă, asocierea domnului Tăriceanu cu domnul Dragnea și cu măsurile luate, practic îi distruge toate șansele. Dacă mă întrebați anul trecut pe vremea aceasta, în martie 2018, v-aș fi spus că domnul Tăriceanu are principala șansă. Azi, când mă întrebați, pentru că acest an a trecut și pentru că n-a protestat împotriva distrugerii pilonului privat de pensii, împotriva măsurilor economice 114, împotriva tuturor celorlalte lucruri, asta îl costă pe domnul Tăriceanu. Chiar dacă va fi candidat comun, ceea ce eu nu cred că va fi, PSD-iștii nu-l vor vota, iar toți cei anti-PSD vor zice, ești candidatul lui Dragnea. Deci, din păcate, eu cred că domnul Tăriceanu, orice zi în plus stă lângă domnul Dragnea, mai pierde 1%. Dar credeți că domnul Dragnea va candida la prezidențiale? Da, așa va cred. Fi candidatul așa PSD? Cred. Își dorește foarte tare, face efortul în acest fel și își dorește, nu neapărat, cred că e și el conștient că nu câștigă. Dar își dorește să păstreze acest binom, adică Klaus Iohannis la Cotroceni și el șeful guvernului și al Parlamentului și nu vrea să lase pe nimeni altcineva să candideze. De asta, de fapt, cred că și eu ucis-o politic vorbind pe Gabriela Firea, pentru că Gabriela Firea ar fi fost un candidat evident, mult mai puternic al PSD, poate chiar cu șanse să câștige. Parlamentul European a nominalizat-o astăzi pe Laura Codruța Chioveși pentru ocuparea funcției de procuror șef european, da, potrivit unui comunicat al grupului Verzilor. În acest context, credeți că Chioveși are șanse mai mari să fie nou procuror șef european? Da, cred că Parlamentul, de principiu, are un cuvânt de spus peste Consiliu. Însă aici eu cred că iarăși discuțiile din România s-au purtat pe persoană în loc să se poarte pe instituții. Nu mă poate bănui nimeni că îmi place de Codruța Chioveși. Deloc. Dar asta nu înseamnă că nu pot să fac, că m-am învățat viața și m-am învățat bine. Să fac diferențierea între chestiuni personale
și între lucrurile instituționale. Cioloș a candidat pe o procedură europeană. A fost și un vot acolo, nu? Destul de strâns și destul de politic. Să folosești guvernul României și statul român ca să te lupți cu Chiove și îi faci bine ei. Eu cred că a fost cea mai idiotă strategie pe care a avut-o domnul Dragnea cu domnul Toader Tudorel, cu ați văzut Toader Tudorel s-a spălat pe mâini, că nu el, că guvernul, doamna Dăncilă... A mai dat un interviu? Da. Mai... Deci cred că dacă tratau lucrurile instituțional, poate și rezultatul ar fi fost altfel. Altfel, eu știu cum gândește lumea la Bruxelles. Nu știu atâtea detalii despre ce se întâmplă în România. Îi spun așa, Dragnea care e condamnat și corupt și cu Dăncilă care este marioneta lui, nu vor să o lase pe Chioveși. Asta înseamnă că Chioveși e un foarte bun procuror. Dacă ai fi dus lucrurile instituțional, atunci da, te comportai așa cum se așteaptă și românii și europenii. Aici ne-am comportat așa ca la o bătaie în cârciumă, în care n-are nimeni dreptate până la urmă, dar îmi spunea cineva că, din păcate, România a ajuns să fie făcută de cei care îi turnau în pahare lui Băsescu la cârciumă. Nu mai conduce Băsescu din cârciumă România, o conduce unul care îi turna în pahar, Kellner, și lui Trump, mai recent. Și atunci vă dați seama că nu se poate face deosebirea între bătălia de persoane și bătălia instituțională. Instituțională, eu cred că s-a greșit pe această temă. Dar ce înseamnă pentru România acest lucru? Faptul că Laura Codruța Chioveși, fostă șefă DNA, va fi procuror șef european? Înseamnă că, încă o dată, repet, că noi nu știm să ne ducem și să ne rezolvăm problemele în țară. Și avem boala asta de a ni le exporta. Mi s-a părut foarte ciudat. Cred că timp de vreo 3 luni, 4 luni, europarlamentarii PSD îi acuzau pe ceilalți. Dom'le, cum puteți voi să votați, să vă plângeți la Bruxelles de noi, de România? E foarte urât ce faceți. Și aveau dreptate. Acum invers, cei de la PNL și USR zic de PSD-iști. Vă duceți la Bruxelles și aruncați cu noroi în Chioveși și nu puteți să... Acum au ei dreptate. Ideea următoarea. Da, nu ești respectat în Europa dacă nu se rezolv problemele acasă. Dar exact cum au făcut peneliștii când se duceau la Bruxelles și țipau de România, exact la fel au făcut pasediștii când și-au pus poalele în cap în ședința de la Libe. Pe bune, s-o trimis pe doamna Grappini să fugă cu voturile, asta e soluția, ca să arăți că Chioveși nu e bună. Am ieșit prost din ambele afaceri. Dar să nu uităm că Chioveși are câteva probleme aici în țară. Practic, eu cred că sistemul are câteva probleme. Câteva acuzații. Eu cred că sistemul are probleme și sistemul pe care l-a condus doamna Chioveși. Care nu se rezolvă însă prin plecarea lui Chioveși, ci se rezolvă prin repararea sistemului. Pentru că cum a fost posibil în România să avem unitatea de elită între ghilimele de la Ploiești? Sub conducerea lui Chioveși. Dar s-a schimbat, s-a eliminat pentru viitor posibilitatea ca 2-3 nebuni, Onea, Portocală, cine sunt ei, să folosească legislația, forța pe care o au ca să comită abuzuri? Nu. Cum a fost posibil, aici nu vreau să fiu subiectiv, dar totuși e un prim-ministru în funcție, e acuzat de ceva și 3 judecători mă achită. Domnul care m-a acuzat fără probe e tot acolo, tot la DNA, face dosare altora. Deci aici, de fapt, problema principală a fost următoarea. Eu am crezut în 2016 că se schimbă puterea politică, punem lucrurile pe masă și reparăm sistemul. Domnul Dragnea, fiind mai viclean decât noi toți, a zis, nu, domnule, sistemul să rămână, să facă dosare abuzive, să aranjeze, dar să-l conducă el. Să nu mai conducă Băsescu, să nu conducă Iohannis. Ori asta înseamnă că acest cerc și această roată nu se va opri niciodată. Peste un an o să vină altcineva care o să pună el șefii la procuror și o să-i facă dosarul lui Dragnea și tot așa. Dragnea a ratat marea șansă, și acum e prea târziu să o mai facă, de a porni lucrurile corect de la zero și spus, dom'le, justiția e justiție, politica e politică, cine din politică intră în justiție greșește, cine din justiție intră în politică greșește. El a păstrat chestia asta începută de Băsescu cu colcăiala asta, dar a zis vreau eu să fiu șeful colcăielii. Până la urmă, probabil că a pățit ce a pățit și Băsescu.
Se încearcă destabilizarea sistemului judiciar românesc? Se încearcă toate sistemele și toate instituțiile din România. Și anume, n-am avut niciodată, am avut certuri politice, dar să n-ai șef al marelui stat major, să duci bătălia politică între președinte și guvern, în așa fel încât azi când vorbim, n-avem șef de mare stat major, n-a fost niciodată. S-au fost întotdeauna bătălii. Dar să duci bătălia, să tăvălești pe jos toată conducerea Băncii Naționale în Parlament, nu s-a întâmplat niciodată. Nu-l iubesc pe domnul Isărescu, erau lângă el, m-a deranjat. Florin Georgescu, Liviu Voinea, oameni pe care apreciez și care au lucrat cu mine. Nu era normal să fie tăvăliți de niște politruci, oameni care nu se pricep. Independența și credibilitatea Băncii Naționale e foarte importantă pentru o țară. Deci, punct cu punct, fiecare instituție, Parlamentul, n-are cum să fie un om condamnat definitiv șeful Parlamentului din România. Că a fost condamnat pe drept, pe nedrept, nu mai discutăm. Nu poți să fii, când tu ești condamnat definitiv, să fii șeful Parlamentului. Pentru că atunci mă supăr eu că oamenii spun toți deputații sunteți hoți, din moment ce aveți în frunte un hoț. Deci fiecare instituție este dărâmată. Serviciile de informații. A venit domnul Dragnea și a zis să tai banii de la serviciile de informații, acum l-a apucat să dea, nu știu ce, la sănătate, la vitamina D sau nu știu ce. Vreau să spun un lucru, că am înțeles că sunt securist, că domnule, serviciile de informații au un rol într-o societate democratică, dar au și americanii și nemții și francezii servicii. Nu-ți place cum funcționează, le faci să funcționeze mai bine. Dacă le tai banii, ceea ce s-a întâmplat, se va întâmpla acum. Ei nu o să taie de la salarii sau de la... Știți de la ce o să taie? De la două chestiuni. De la operațiunile, în special cu partenerii noștri. Eu știu, nu pot să vorbesc mai mult. Dar și SRI și SIA au operațiuni cu partenerii strategici, americani, britanici. Și în al doilea rând, tai de la ceea ce e cel mai important și acum toată Europa investește, și anume de la combaterea propagandei rusești, în special în zona online. Avem alegeri europarlamentare, avem prezidențiale, avem locale și parlamentare. Dacă nu avem niște servicii de informații, să nu râdem. Propaganda rusească, nu știu dacă l-a făcut pe Trump președinte, dar sunt convins și am văzut că a contat enorm în Brexit, a contat în alegerile din Italia, contează în alegerile din alte țări și cu siguranță contează și aici. Avem și noi câțiva idioți utili, se numesc, în specialitate. Oameni care fără să-și dea seama sunt folosiți. Dar acum, practic, SRI-SI o să-și dea salarii și când ne întrebăm, spuneți-mi, vă rog, cine reprezintă, cine face propagandă pentru Rusia la alegeri, o să ne spună... Întrebați-l pe Dragnea, că noi nu avem bani. Când o să întrebăm, dar de ce nu mai e nimeni la control la Otopeni? Păi erau de la SRI, de la Brigada I și n-au salarii. Păi noi n-am vrut așa. Păi... Despre asta discutăm. Nu-ți place? Nu-ți place că Helvic și cu Vlase nu-ți dau ție raportul lui Dragnea? Dom'le, foarte bine fac că nu-ți dau raportul. Ei trebuie să dea președintelui și primului ministru. Că prim-ministru nu e Dragnea și e altcineva, asta e. Eu sunt convins că nu există vreo solicitare din partea doamnei Dăncilă către SRI sau SIA la care nu se răspundă. Am fost 4 ani prim-ministru, vă garantez. Dar nu... Poți să-i răspunzi lui Dragnea dacă ești de la SRI și SIE și nu poți să le tai banii pentru asta. Banca Națională, servicii de informații, procurori, am înțeles, să nu-i mai pună Iohannis. Eu sunt de acord să nu-i mai pună Iohannis. Dar să-i pună ministrul justiției, adică Dragnea cu Toader Tudorel, și asta e greșit. Nu poți să-i fiecare instituție și să-i pui pe ai tăi. S-a pus la Curtea de Conturi, ok, am înțeles, trecem peste asta. La Curtea Constituțională. Nu poți să iei fiecare instituție, pentru că în loc să o întărești, de fapt tu ești ca la o casă și tot tai din stâlpii de susținere. Și cade singură. Domnul Victor Vontai, eu vă mulțumesc pentru prezența. Și eu mulțumesc, m-am întins acum la ultima întrebare. Și vă mai așteptăm pe noi. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi!